camera, video, eu las de acolo, cum e ieșit de aici. Dar ei stăteau aici la colț. Aici toți mașina cum era parcată. Cine? Cei care te-au agresat? Cei care m-au atacat aici. Și vede, mașina vede. Era la colț. Corect, acolo era pusă și filmaj de pe stație ce. Dacă e început înregistrarea, eu pot să spun doar un singur lucru, că într-adevăr astăzi am fost împreună cu Oleg la Inspectoratul de Poliție Ciocana, fiind în data de 21 ianuarie 2021, de ce accentuez lucrul ăsta, sunt deja 10 luni de zile și uitați, este cameră video în partea ce am filmat și eu văzut destul de bine atacatorii care m-au chemat pe mine pe comandă, stăteau toți aici, la acest post, mașina mea era parcată exact unde trece Dacia respectivă. În partea și uitați, stația de alimentare Petrom, care lor le-a dat, imagine, filmulețul, video. Filmulețul cu tot atentatul cu omor asupra mea. Adică lucrurile astea nu ne-au spus de fiecare dată că poliția nici de cum n-are niciun interes. Pentru mine apare întrebarea dacă era un frate de-a lui Bacarciuc, dacă era un frate de-a lui Diaconu, dacă era un frate de-a lui Igor Popa, dacă era un frate, ca să spun așa, de-a lui, indiferent Caruzin era atunci sau era bun frate acum de-a lui Eslant procuror sau de a ministrului de interne, eu cred că îl depista imediat în câteva minute, nici nu se discuta. Deci atentatul cu umor a fost pus la cale și eu de ce spun că atentat prin evitat. Presupui că n-ai de unde să știi. Eu gândit destul de bine cum să atentez asupra la viața mea. Plus la aceasta, uitați, avem cameră video la colț, la această casă nouă care filmează iarăși la fel. Toate lucrurile sunt, vreau să spun că foarte clare, uitați camera video, vedeți pe colț acolo sus. Deci cu atâtea probe video și ei încă nu au identificat vinovatul și nu l-au trimis în judecată. Mulți stimați cetățeni, mulți stimați internauți, toți cei care priviți, Igor Fidiuș niciodată nu a venit pe rețel de socializare pentru a deveni vedetă, cum îmi spun unii, din străinătate, zvezda YouTube-a, că uitați că eu vreau să fiu o stea a YouTube-ului. Nu! Am arătat de fiecare dată că sunt făcute încălcări și încălcările sunt făcute împotriva cetățenilor, dintre care eu sunt acea persoană care îmi caut dreptatea timp de 10 luni de zile. Și uitați acel Bacarciuc, dacă ați văzut dumneavoastră, astăzi el nu a venit cu un răspuns clar. Ne-a spus nouă că noi ca o muniție, dar nu ne interesează nouă munițiile lor și echipament. Pe noi ne interesează ei mental timp de 10 luni de zile. Au găsut un răspuns. Clar, uite cine sunt atacatorii. Ei au zis că lucrează. Dar scuză-mă, Oleg, în secolul 21, cu adresă clară, Milescu Spătaru 9, scara 4 în partea cealaltă, da? Cameră video, 3 numere de telefon, fotografiile criminalilor și al lui Cristina, care trimis o grămadă mesaje la spital. Privet, înțelegi, unde vă находиться, как вы чувствуете? Это не мой номер, это у нас. Asta e clienta care te care te-a chemat aici. Care pe numărul ei și a spus, da. Это не мой номер, это у нанашки мои. Vă dați seama? Seama că Nanașa e de la Durlești, pe strada Izvoarelor 37. Nu mai da date personale, că trebuia să avem probleme. Corect, trebuia să vină din start și să dea ei declarat. Ce-a făcut acel de acolo? Păi poate că o dat și ei anchetează. Nu, dar eu n-am primit niciun răspuns concret. Pentru mine nu este clară situația până astăzi, 21 ianuarie. Din data de 5 aprilie. Cât mai aștept? Dar eu nu răb, eu vreau să spun un singur lucru. Că eu să-mi fac dreptatea, așa cum știu eu să o fac. Păi cum, ce știi cine e vinovat? În primul rând trebuie să fie atras la răspundere Tampei, ca șef de sector care a venit la mine la spital. Polițist. Polițist. Din cauza că el mi-a spus de la spital de atunci, ăsta este soțul ei, plus la aceasta. Trebuie să fie atras anchetatorul Igor Deacoru, trebuie să fie atras la răspundere acest Iurie Bacarciuc. Cât și Igor Popa, ca procuror, unde procurorul general i-a trimis conform competenței teritoriale la sectorul Ciocana. Ca să fie întreprins plângeri pe acești trei polițiști și pe șeful de inspectorat de poliție, Vasile Gule. Plus la aceasta eu am scris pe cei doi medici de la Centrul de Medicină Legală, care ei i-au dat, vreau să spun că un răspuns iarăși la fel aberativ, leziuni medii. Voi sunteți medii, dar nu medii, dar voi sunteți inferiori la cap și prin educația și studiile care le aveți, ca voi să dați niște răspunsuri și eu am dat numele acestor doi. Cum a fost? Te-a lovit cu băta în cap și ai stat în spital? Cu băta telescopic, uite, eu am fost căzut aici jos, a venit și m-a bătut în continuare multiple. Deci în zona ca mâna stângă a fost ruptă. Vreau să spun că partea asta de la dintele 3 până la dintele 5 este din... Eu vreau să spun că radiografii, sunt o grămadă a fotografii puse la astea.
uite semnul și toate chestiile astea, dar eu am prezentat și am arătat. Cât ai stat în spital? Deci am stat 2 săptămâni. Aproape 2 săptămâni, după care eu am fost externat, unde am mers. Și crezi că trebuia să scrie în documentul ăla? Dar nu trebuia să scrie. În primul rând, ei, Oleg, ca să spun așa, scurt, clar și cuprinzător, prin extrasul respectiv, au arătat traumatism craniocerebral deschis, fracturi nenumărate, alveolare, craniene, etaj inferior, superior, mână, tot absolut. Deci astea sunt leziuni grave, nu trebuie să fie medic. Foarte corect, din cauza că eu discutând și n-am să-i dau iarăși numele, dar cu un chirurg vreau să spun că mi-au spus clar, băi, e o foarte mare rușine tu să scrii. Eu nu mă uit numai la fotografiile care tu mi le arătați la extrasul respectiv. Poți să ceri altă expertiză, nu? Eu am spus că în România am să o fac. De ce? Din cauza că aici, în Republica Moldova, ei sunt legați și persecut chiar și pe niște particulari. Din cauza că la noi, de fiecare dată, au încercat anumite persoane să aibă bieță în roate, câți particulare sau nu. Să le facă diferite dosare, să le facă anumite controle. Chiar lucrurile astea, de fiecare dată, nu ne-au dat de gândit, că noi nu avem nicio stabilitate, nicio credibilitate și nu avem nici de cum de gând să rămânem în țară. Te referi la justiție, am înțeles. Deci asta este zona, aceasta este stația de alimentare, aceasta este casa. La ciocană. Și aici este colțul unde au stat acești 3 criminali care i-au atentat la viața mea.